Bine ați venit pe canalul nostru! Înainte de a începe acest videoclip, nu uita de a te abona la acest canal și de a da un like pentru a ne susține. Abonarea este gratuită! Vă dorim vizionare plăcută! În timp ce Akif, care vrea să-i mărturisească toate faptele lui Omer, apelează pe o altă cale cu ajutorul lui Tolga, Sarp, care găsește brățara pe care Cansu a scăpat-o în cafenea, își suflecă mânecile pentru a ajunge la Cansu. Gokeyan, care vrea să arunce o umbră asupra relației dintre Aybike și Berk, își pune planul ascuns în acțiune. Când Susene ezită să participe la audițiile pentru cursul la care își dorește cu adevărat să participe, Omer o încurajează. Akif, care află câteva fapte despre viața sa de la Sureia, face o mișcare neașteptată împotriva lui Nebahat. În timp ce Aite încedează în amăgirile ei și continuă să fie geloasă pe Șeval și pe Orhan, Kansu, care nu știe ce s-a întâmplat, este îngrozită de scrisoarea pe care o găsește acasă și o citește.